Aventurile Giurgea și Bratu plus vedete în Dacia și Old City continuă. Astăzi am adus în confruntarea timpilor de pe traseul Academia Titiaur un luptător și o pețitoare, Cristi Mitrea și Gianina Ilieș. Tu de ce ești cu gluga pe cap? E puțin friguț. De frică. Practic, tu ești cu glugă și ea e cu bum pe ea, da? Da. Am înțeles. A să știți că mașinile noastre bagă căldură. V-ați hotărât să vă alegeți mașinile? Da. Bun? Da, uite, hotărât. Cum? Se uită la Olsi. Eu mă uit la Dacia, că am crescut cu ea. De fapt, primul accident cu mașina a fost cu Olsitul. Gun la tine și top la ea. Cei mai frumoși oameni de aici cu Olsitul. Hai! Hai! Ce impresie asta? Wow. Sunetul. Este sunet primitiv. Primitiv și este sunetul ăla pe care nu-l uiți niciodată. Zici că este ăla de la G-Class când se închide ușa de la G-Class. Ne-am dus departe. Vezi ce volan subțire? Doamne, ce aminte de bunicul, incredibil. Se merge pe finețe mult. Ah, da. Ia. Când a apărut Gone in 60 Seconds, da. Știi filmul? Cu da. Nicolas Cage, parcă, nu? Și... era faza aia cu Shelby, când o tura, vum, și era sunetul ăla. Da. Eu atunci, pe vremea, aveam o Dacia Break. Și am înregistrat sunetul ăla și la semafor puneam cum se aude Shelby. Și plecam cu Dacia de la semafor, n-ai cum ăla. Nu se compară cu nimic. Jur, Doamne. Uite, mai ții minte cum se deschide torpedoul, nu? Ca la Maserati. Dacă vrei să o pornești, să vezi cum se aude. Da. Mamă, la cheie, la sfert. Trebuie să o simt. Da, să mă las să o simt. Trebuie neapărat. Că astăzi trebuie să avem o ligătură. Da. Ce așteptări ai de la mașină? Să mă asculte. Bun, fii atent. Asta nu este o competiție între Top și Gun. Nu. Este o competiție între oamenii care au mers cu mașina asta înaintea ta. Deci, practic, te bați cu Moroșanu. Așa. Și cu Bosgan. Mamă, cu Mr. Survivor. Practic, ai de bătut niște timpi. Care sunt timpii? 2.19 și 2.17 au fost la ei. Ești pregătit, da? Da, suntem. 100%. Da. Hai, iubita mea. Mamă. Hai, tătico. Prima curbă la dreptă. Larg, vă rog. Larg. Urmăriți. Oh. A luat cu călduri. Need for speed. Păi da. Adrenalină. Aici aprinde. Aici câștigăm. Și ieșim pe a doua. Macadam. Bine, intră și ABS, CSP-ul și toate astea. Ultima generație. Hai, căluții mei. Totoștenii. Hai, fetiță. Hai. Cupe. Cum ai tu zi de zi? Cupe, o să dăm un cupe. Doamne, cum miroase. Deci gata, deja mai dus în trecut. Așa. Deci de la miros. Miroase groaznic. Da. Nu, miroase bine. Oricum mie mi place mirosul de motorină, benzină, pe ce e asta? Păi hai, pornește-o, vreau să auzi motorul. Atât. Ia-ți. Atât? Mai merge odată, hai, mai merge odată. Trebuie să o accelerez un pic, cred. Okay. E vina mașinii, oricum. Ia. Să încercăm și scoasă din viteză, ambreiaj, frână și când după ce a pornit... Nu, deci fii atent, asta e ultima și cea mai bună, nu? Haide. Gata, gata, dă-i acum, dă-i accelerație. Asta. Atât. Auzi cum toarce. I-auzi. Trebuie să scoți timp cât mai bun pe circuit. Ba da, sunt convins. Da. O să vorbesc mai puțin și o să dau din pedale mai mult. Perfect. Da? Da.
acum râdem, glumim, dar să știi că pe vremea lor și a noastră, că am prins-o puțin, ne-am făcut treaba cu ea. Eu de obicei pun nume la mașini. Ok. Și pe asta cum o cheamă? N-are nume încă. Nu, păi trebuie să-i punem nume. Cine altcineva decât Gianina poate să-i dea un nume? Eu. Pentru sitului că de curse. Mi se pare foarte normal, ca o pețitoare ce sunt, o să fiu și o nașă bună. Exact. Da? Da. Hai, să-i dăm drumul. Exact. Ești pregătită? Uh-huh. Când las mâna jos, ai plecat. Da, 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 da. Și dăm bătaie a doua. Hai, Gianina. Așa te vreau. Sigur că da. Hai, 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 hai că poți. Hai că poți, mititico. Bine, 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 bine. Bravo. Hai, 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 hai. Bravo, dă-i bătaie. Hai cu a treia. Aici e groază. O să murim. Wow, frână, frână. Hai mă, nu mă descurc, eu am timp să mă uit și în oglindă. Hai, mititico, hai. Hai că-ți găsește mama un nume. Hai și cu a treia aici. O să câștigăm! Cristi, ești în urmă! Mor, cum? Ce părere ai? Am avut 2.17 și 2.19 până acum, înțelegi? Cristi și Mor. Exact, Cristi și Moră, da. Yeah. Ideea e că eu trebuie să verific cu băieții ăștia la serviciu aici, la Academia DTR, să văd dacă a făcut ceva la mașină, pentru că... No! Exact. Domnul Bosgan, v-am zis! Pare rău, fratele Moro! Mergeți pe drumul dumneavoastră! Zim. Draga mea. Da. Avem așa Jorge 20706. Să fie primit. Costi Diță 21407. Cât crezi că ai făcut? 1.30. 2.17.30. Atât, mulțumesc. Probabil timpul ăsta nu va fi bătut de, sper, altă femeie vreodată. Talent. Cum merg campioni așa? Păi reglește-o un pic oglinda asta. Capioni, capioni, top, 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 atât am avut de spus.